Memorialul Alexandru Cristian, un turneu menit să țină trează memoria fostului mare portar al gloriei, s-a desfășurat săptămâna trecută la Sala Sporturilor. Ediția cu numărul 9 a fost rezervată în acest an copiilor născuți în 2008 și 2009. Au participat 8 echipe: Viitorul Buzău, Șoimi Buzău, CSM Râmnicu Sărat 1, Stăruința Săgeata, LPS Buzău, Metalul Buzău, CSM Râmnicu Sărat 2 și FC Eforie. Finala mare s-a disputat între CSM Râmnicu Sărat 1 și Viitorul Buzău. După o confruntare echilibrată cu multe faze de poartă, a fost 0-0 la finalul timpului regulamentar, însă râmnicenii conduși de pe bancă de Sorin Bodoc au fost mai buni după executarea loviturilor de departajare, unde s-au impus cu 2-0, câștigând astfel cea de-a noua ediție a memorialului Alexandru Cristian. Finala mică a fost câștigată de Metalul Buzău, care a trecut cu 3-1 de FC Eforie. În precedentele 8 ediții, de 5 ori s-a impus LPS Buzău și câteodată CSM Focșani, Viitorul Buzău și FC Buzău.